servicii 5.899, un total de 300 de 30 de milioane 200 și ceva de mii de lei. Un lucru foarte grav, pentru că între timp a început să adune și alte obligații bugetare care sunt dobândite pe căi judiciare. Și anume, către Întrepriza de Lucrări și Drumuri și Poduri Iași. Se adaugă la cele... Se adaugă, bineînțeles, la reclamația sau la acțiunea intentată de Autoritatea Națională de Reglementare a Achizițiilor Publice, anulează contractul cu această societate și cad din sarcina autorităților locale plata de 248.000 de lei, deci 2,5 miliarde fără TVA. La... Asta e recentă. Vă dau și dumneavoastră ca să vedeți fișele. Deci astea sunt informații oficiale, le puteți găsi pe site-ul autorităților publice, care instanțe în special...